Acest acord politic provizoriu, care permite fiecărui stat european să interzică cultivarea organismelor modificate genetic, integral sau doar în anumite zone de pe teritoriul său, din alte motive decât sănătatea și mediul, amenajarea teritoriului sau lupta împotriva risipei, pare mai degrabă un compromis, deoarece lasă la latitudinea politicienilor decizia finală. Societatea civilă este din ce în ce mai conștientă de pericolul pe care reprezintă organismele modificate genetic, pentru mediu și sănătate, iar vocea ei se va face auzită cu siguranță și în cazul în care, în România, vor fi luate decizii de a se cultiva organisme modificate genetic, fără a fi evaluate riscurile, a spus Alexandru Riza, reprezentant Greenpeace România. Potrivit lui Alexandru Riza, printre amendamentele ce ar putea fi aduse acordului de organisme modificat genetic, se numără adoptarea anumitor măsuri restrictive de evaluare a riscului pe care le reprezintă cultivarea organismelor modificate. Evitarea cazurilor de contaminare a culturilor ecologice sau convenționale cu organisme modificate genetic, adoptarea unor măsuri de coexistență între culturile modificate genetic și cele convenționale sau prevenirea apariției accidentale în alimentele prezente pe piață a organismelor modificate genetic. Acordul pentru aceste organisme se află în sertarele Uniunii Europene din 2010, când 4 țări se opuneau cultivării de plante modificate genetic pe teritoriul lor. Minoritatea care făcea opoziție, adică Germania, Marea Britanie, Franța și Belgia, a dispărut însă în martie 2014, odată ce Marea Britanie s-a raliat ideii ca fiecare stat să decide singur dacă va cultiva sau nu organisme modificate genetic. Acest acord înseamnă un pas important după 4 ani de dezbateri intense pe această temă. Odată cu această decizie, Uniunea Europeană deschide poarta cultivării organismelor modificate pe teritoriul său. Iar dacă acordul va fi validat de Comisia de Mediu a Parlamentului European, aprobat de plenul Parlamentului European, țările Uniunii Europene vor putea să cultive din 2016 și alte organisme modificate genetic în afară de MON 810. În prezent, singurul tip de organism modificat genetic admis pentru cultivare în Uniunea Europeană este porumbul MON 810,
8 țări, Franța, Germania, Luxemburg, Austria, Ungaria, Grecia, Bulgaria și Polonia, l-au interzis, după ce Comisia Europeană l-a autorizat pentru cultivare. Nu și România, care nu doar a permis cultivarea porumbului, ci și a aprobat-o prin lege în arii protejate.